Yra zăcălcat pe multe, slăviță fiilor. Îți dai seama? Era bulibaș și acum e creștin. Gândea că am bulibaș, acum e creștin. Slăviță fiilor. Amin. Ioan, mulțumesc că ai deschis predica. Isaia 42:8. Citim toți odată verset? Daniel, tu nu pui verset? Nu, nimic, las că toți au Biblie. Isaia 42:8. Citim toți odată. Și eu, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altul, nici cinstea mea idol. Citim încă o dată versetul care l-am citit de 100 de ori în viața noastră. Încă o dată citim asta. Și eu sunt Domnul. Mai tare. Acesta este numele meu și slava mea nu voi da altul, nici cinstea mea idolilor. Amin? Amin. Eu sunt Domnul și slava mea nu voi da altul. E vreți să... Da? Hai, hai. Unde, unde să duci? Da? Soră, aici predic eu. Eu am venit aici. Slava mea nu voi da altuia. Acesta e numele meu, zice Domnul. Slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idol. Nu? Dar uite, uite atent la, la Psalmul 4:2. Uite atent la Psalmul 4:2 ce zice, ce zice cuvântul Domnului acolo. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciune. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea. Fraților, să fie clar, Dumnezeu nu dă niciun pic, pic mic din slava Lui la nimeni. Pentru că El e unicul care merită toată slavă. Amin. Dacă este vreun om care încearcă un pic să ia din slava lui Dumnezeu, tăticul pune mâna pe mătură sau pe nuia. El nu dă slavă la nimeni. Pentru că atunci când, dacă ar da, dacă omul ia slava lui Dumnezeu, când omul ia din slava lui Dumnezeu și își atribuie lui, El încearcă să devină Dumnezeu. De atâta un predicator poate să supere, el se supără când oamenii nu-i dau lui cinste mai mult decât trebuie. Pentru că el nu înțelege că oile nu s-au lui, oile s-a Domnului și ele dau slavă Domnului. Dumnezeu nu dă slavă lui la niciun predicator, la niciun om din lume sau din adunare. El nu dă slavă la nimeni. Pentru că El e Dumnezeu. El merită toată cinstea, slavă, onoare, toate lucrurile. Amin. Fii oamenilor, până când veți lua din slava mea? O întrebare. Când un om fură din slava lui Dumnezeu și cum se întâmplă asta? Dați câteva exemple din adunare, păreri. Când un om poate să fure din slava lui Dumnezeu și cum se întâmplă asta? Oricare caz când suntem mândri. Ai furat din slava lui Dumnezeu, nu? Dacă te-ai mândri. Altfel, cum fur un om din slava lui Dumnezeu? Spunând, știu eu, ai furat? Fur sau nu? Fur. Cum, cum mai fur un om din slava lui Dumnezeu? Cum bărbații fură din slava lui Dumnezeu în familia lor? Sau cum femeile? Fură în familia lor. În familia lor, fură din slavă lui Dumnezeu. Neascultare Domnului. Uite-te-n. Când un bărbat se căsătorește, asta eu vă zic o poziție greșită. Când un bărbat se căsătorește, el știe ce face, de multe ori. El vrea ca soția lui să-și pună încrederea în el
ca în Dumnezeu. Și iar în toate, în toate, toate, să depindă numai de El, de soțul El. Dar Dumnezeu spune, mă băiete, tu ești Dumnezeu, tu vrei în toate soția ta să ți se supună ție, tu ești Dumnezeu. De atâta eu îți sfătuie, vrei să fii fericit, nu fura din slava lui Dumnezeu. Ia-ți soția și dă-o Domnului. Amin? Știi? Sau câteodată bărbații joacă rolul în familie de Dumnezeu și fac o impresie la soții că ei pot rezolva tot. Și prin asta Dumnezeu se dă la o parte și îți spune ție, Dumnezeule mic, rezolvă dacă tu ești Dumnezeu în familia ta. Dacă în bărbatul se zdrobește și se smerește, spune nevastă, hai să venim înaintea Domnului. Pot eu, am un pic de biceps, ridic acolo, acolo, mai țin un drill, mai, știi, dar nu sunt Dumnezeu. Nu te încrede, nu-ți pun încrederea în mine ca în Dumnezeu deloc. Eu nu vreau să te fac să furi din slava lui Dumnezeu prin mine. Nu vreau să se întâmple asta. Noi avem un frate, fratele nostru Vitalie. El la lui e bărbat. Și el a zis așa, Vitalie, ți închipui ca Dumnezeu să mă fac să înțeleg un lucru mare, o trebuie să-mi rup un os mic. Vitalie a sărit acolo la în parc și s-a rupt un os mic. Și acum el în toată bărbăția lui stă în gips, cu piciorul în gips și spune, wow, nu pot să fac nimic. Pentru că tu ești doar un bărbat. Tu nu ești Dumnezeu. Uneori noi vrem să controlăm toate lucrurile, dar stați un pic. Cine controlează toate lucrurile? Dumnezeu. Uneori noi vrem să manipulăm toate lucrurile. Tot perfect pus la cal, stop. Cine ești tu să le manipulezi? Tu ești doar un bărbat care dacă ți se rupe un os, stai în pat o lună, nemișcat, și o să te hrănească soție, în guriță, din lingură în lingură, din gură în gură. De atâta oameni buni. Dumnezeu e gelos și nu dă slava Lui la nimeni. De atâta Apostolul Pavel spune, dacă sunt ceva, prin har sunt ce sunt. Dacă am niște bani în buzunar, asta nu e pentru că eu, ci pentru că El. Când tu deschizi frigiderul, nu spune niciodată, eu iubesc pește roșu. Eu, la mine, eu ne-am organizat în frigiderul, uite aici. Nu, nu, nu. Dacă ai ceva în frigider, tu azi, nu e pentru că tu, ci pentru că El. Amin? Amin. Ascultă atent, sunt mulți oameni care merg pe drum și creierul lor, psihic, nu lucrează. Ei fac așa. Tu gândești. Dacă ai creier în cap, asta nu pentru că tu. Pentru că dacă ți-ar lua, ai fi ca o găină. Legum. Nu-i pentru că tu, ci pentru că El. Fraților, dacă ai soție, nu spune... Și mi-am ales eu. Uite-și. A mea soție. Dacă ai soție care gătește gustos, se roagă cu tine, nu-i pentru că tu, ci pentru că El. Amin? Eu vreau, fraților, vreau să smeresc în tine și în mine absolut tot, ca tu să înțelegi tema de azi. Nu-i pentru că eu, ci pentru că El. Amin? Hai să repetăm toți odată. Nu pentru că eu, ci pentru că El. Amin? Două, trei. Nu pentru că El. Cineva nu înțeles. Cineva crede că asta e jucărie, ce zic eu. Încă o dată. Nu pentru că El, ci pentru că El. Eu am copii. Nu pentru că eu. Pentru că El. Amin? Amin. Eu am acasă o pâine. Și oamenii se pot, oamenii gândesc, hop, m-am dus, am pus mâna pe drill, m-am dus cu mașina și m-am dus, am rezolvat, am adus acasă pâine, bă,
Punem adus pe masă. Ascultă-te! Dacă Dumnezeu îți ia din tine o bucățică de carne, e ca atâta, care ea se numește ficat, atunci tu vei spune cu adevărat, nu pentru că eu, ci pentru că eu. Dacă nu omul e sănătos, totdeauna nu-i pentru că eu, ci pentru că eu. De atâta, băiete, frate și soră, repede te-ai smerit, ori de câte ori îți vine în cap, pentru că tu, când ți-a venit în cap pentru că tu, repede ai căzut jos și ai zis nu pentru că eu, ci pentru că el. Amin? Ce-l face pe om să fure din slava lui Dumnezeu? Noi știm toți. Banii oamenilor, faima lor, șmecheria lor, alți oameni, talentul lor. În ziua de azi, cu părere de rău, zic, se întâmplă și între credincioși. Că dacă ea sau el are talent de a cânta, ea poate să iasă în față, le așteaptă pe trei sorori să cânte abia-abia și ea stă și se gândește în inima ei. Acuși când ies eu și când îmi deschid vocea și le arăt eu la toate cum se cântă, închipuiți, Dumnezeu ia o coardă vocală și îi scânt numai jazz. Pentru că nu-ți lucrează coardele vocale. Pentru că dacă cânți, nu-i pentru că tu, ci pentru că el. Amin? Amin. Eu știu să-mi aduc copii. Hai, băieți, cum eu mi-aduc copii, ce ai zis? Tu ți-aduci copii nu pentru că tu ești mare meseriaș, ci pentru că el ți-a dat voie să gândești. Amin? Amin. Psalmul 62 cu 9. Deschidem împreună la Psalmul 62 cu 9. Tot ce da. Pentru toți care se simt, dacă este unul care se simte tare, citiți tare Psalmul 62 cu 9. 2, 3 și... Da. Stați. Cuvântul da trebuie strigat. Da. Două, trei, tare. Da! Sunt fii omului. Minciună sunt fii oamenilor. Puși în cumpără toți la ora. Ar fi mai ușor decât o suflare. Auzi? Cu ce ai putea tu să ieși în față? Cu ce ai putea tu, talentatule, dăruitule, binecuvântatule, care ești, cu ce ai putea să ieși să-L șochezi pe Dumnezeu? Da eu când predic, măi ce mai predic? Închipuiți cum se uită Dumnezeu? La cel mai tare predicator, care iese și la stadion, Dumnezeu îi poate găsi 10 greșeli în 3 cuvinte. Auzi? Toți oamenii, 1000, ia-i pe cei mai tari, pune-i împreună. În partea asta pune o suflare, ei nu cântăresc mai greu. De atâta eu vreau să mai repet o dată. Nu pentru că eu, ci pentru că eu. Două, trei. Nu pentru că eu, ci pentru că eu. Amin? Tu dacă iei propoziția asta și duci acasă, deja n-ai nevoie de preedicație. Uite-te. Când oamenii fură din slava lui Dumnezeu, când ei arată către eu, și noi toți știm, fiecare are eu-ul său și asta nu-i greșit totdeauna. Dar fii atent, când e vorba despre când cineva repede te-a laudat și spune, da, Vasile, tu într-adevăr, tu deodată zi nu pentru că eu, ci pentru că ea. Se uită la Sorin, iese fiul lui și vorbește un psalm din Biblie. Fraților, minunat, eu aș vrea, așa meu, așa. Și atunci toți poate să vină la Sorin și spune, mă, dar băietul tău, ce ai făcut cu el? Și Sorin atunci repede, nu pentru că eu, ci pentru că el. Amin? Când oamenii mei fură din slava lui Dumnezeu, la descoperă un secret. Oamenii fură din slava lui Dumnezeu, când sunt
sănătoși. Gheorghe, ești de acord? Nu totdeauna, nu toți, dar majoritatea cazurilor. Când omul e sănătos, când stai în spital pe un pat, ce repede vine smerenie, înțelepciune și cuvincios. Când oamenii se încred în sănătatea lor, ei fură din slavă lui Dumnezeu. Care din voi crede, dacă l-aș întreba, care din voi crede că ar putea avea și el într-o zi o boală? Credeți? Oricare, fraților. Astăzi suntem considerați în orice zi, pe oricare. La oricare se poate întâmpla. Cum să fii smerit, spune Doamne. Eu sunt unul din mie care nu cântărește mai mult decât o sclavă. Uite, un lucru care mai poate spune din slavă lui Dumnezeu. Tinerețea! Bătrânii sunt mai smeriți. Știu că fața lor începe a asemăna cu sicriul. Uite la fața la un bătrân, parcă e deja jumătate sicriu. Tânărul se încrede în frumusețea lui. Ci eu o să fiu toată viața și spune, lasă tu, eu în piață, iau câteodată pe, sau în diferite locuri, cu tineri, cu biceps, cu triceps, înțelegi, cu tineri frumoase alături, fac din păr și ei din breton, și eu le spun spre Dumnezeu, dar tinerețea lor și frumusețea lor nu le dă seama, nu le dă voie ca ei să-i dea laudă Domnului și ei se încred în Dumnezeu, înțelegi, dând așa din breton, din drastea toate, și eu zic, eu știu de ce voi îl ignorați pe Dumnezeu. De ce? Sunteți tineri, frumoși și sănătoși. Cum vă îmbolnăviți? Uite numărul meu, sunați-mă. Eu azi vin și azi vă învăț. Cât ești tânăr, dă-i că văd că ești tare. Ascultă-te! Sunt oameni care sunt ca... Oamenii sunt ca și caii. Iei un cal sălbatic și până îl faci ca să meargă la călărie, trebuie un pic să-l chinui, să-l alergi, să-l obosească. Dar sunt cai, sunt cai arabești care trebuie să-l alergi mult. Și arabii ce fac? Trag vreo 4 biceri, calul fuge în pustiu și ăștia dă-i cu cipurile de urmă. Și calul fuge, calul fuge și la un moment dat calul face... Arabul se dă jos, profesionist. Și zice, să încearcă să-l călărească. Calul, nu, ok, sunt așa și oameni. Dă-i, mai fugi 20 km. Calul, dă-i. Arabul vine de urma lui și îl vede dacă e gata de călărie. Calul, nu o să dă, mai fugi 10 km. Ascultă-te, Dumnezeu nu dă slava lui la nimeni. Dar dacă vrei să fugi, fugi. Și apoi calul când cade jos de tot, Dumnezeu vine și îl călărește din toate colțuri. De unde vrea el, cum vrea el. Dumnezeu, dacă vrei să așezi pe cap și zici, acum mergi, ai obosit. Mulțumesc Domnului și noi mulțumim Domnului că sunt aici cai arabești care s-au pocăit. Și noi toți știm care am fost arabești. Sunt și cai sălbatici ăștia de domestici care s-au domesticit. Cai sălbatici care s-au domesticit mai repede. Sunt ca și slavii care au crescut în hergelie și n-am mai fugit prin pustiu. Numai un pic, da, slavă, că a ieșit un pic și repede înapoi. Slava Domnului! Sunt tot felul de care. Tinereța, frumusețe. Dar Biblia ce zice de tinereță și frumusețe? Că trece? Idei n-ai ce repede trece. Fraților, următorul lucru care îl face pe om să furi de slavă lui Dumnezeu, asta e succes. Uite, simplu. Tu n-ai de lucru. Tu te rogi. Eu îți arăt cum te rogi tu, când n-ai de lucru și pe tine trebuie să te dai afară, din casă. Tu spui, Doamne, tu nu mai spui la femeie, hai să ne rugăm, dar tu spui, pentru că trebuie să te dai afară din casă, sau n-ai, sau tu spui, să la lucru te dai afară, tu spui, dragă familie, tu te apropii mai serios. Hai să punem înaintea Domnului. Hai să venim înaintea Lui. Tu vorbești ca un poet creștin.
Tu vii înaintea Domnului, Doamne, tot în mâna Ta, Tu știi pe toate lucrurile. Dumnezeu, Tu ești tot puternic, Iisuse, cum ai lucrat în Galileea, lucrează și în viață. Te uiți, hop, au primit 500 de lire prima săptămână. Doamne, tot a rămas, tot a rămas. S-au pus în cont 1000, s-au pus 2000, s-au pus 5000, s-au pus 8000. După asta au rezi. Doamne Iisus, stai din cer, fii binecuvântat, nu am zis. Omul are 8000 în cont. Rugăciunea lui poate suni altfel. De atâta vreau să-ți spun, frate și soră, să nu te schimbe nimic, nici îngerii, nici demonii, nimic să nu te schimbe. Și dacă cineva ți-ar aduce 2 milioane de experiență, nu pounds, ok, pounds, cineva ți-a aduce 2 milioane de pounds, comportă-te ca și cum ai avea 34 de lire, 50. Spune pe mine, nu o să mă schimbi nimeni, eu, aha, au nimerit pe mâna mea, înseamnă că văduvele-s de mine și orfane. Amin? Amin. Fraților, Romani 3 cu 4, deschidem împreună la Romani 3 cu 4. Ia ascultați atât. Romani 3 cu 4. Eu vreau acum, cu versetul ăsta, să înjosim toate firile care stau azi pe scaun în adunare. Toate firile, firele păcătoase. Ia ascultați ce spune. Din versetul 3 știți. Și ce are face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum? Și versetul 4. Din potrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii, și credincioși și necredincioși, să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fie găsit neprihănit în cuvintele tale, Dumnezeu, și să ieși biruitor când vei fi judecat. Ascultă! Toți oamenii să fie găsiți mincinoși, Dumnezeu e drept. Și când ți-ți pare că tu ești drept și chiar ești drept, spune Doamne, ajută-mă să vedeți, nu-s eu chiar așa de drept. Chiar așa de drept ești numai tu. Eu nu-s chiar așa de drept. Pentru că dacă eu mă fac prea drept, iese Dumnezeu nedrept. Eu nu-s chiar așa de drept. Doamne, Tu ești drept. Eu pot fi drept numai dacă mă țin de cel drept. Uite acum, noi o să avem o mărturisire de credință toată adunare. O să mărturisim credința noastră. Și o să mergem prin 10 versete și asta o să fie introducere. Și după 10 versete abia trecem în temă și învățăm cu adevărat temă de asta. Asta o să fie ora 9:20. Cine obosește repede, puteți de pe acum să vă organizați ce faceți. Rămâneți sau... Da. Uite-te, deschidem așa. 1 Ioan 4 cu 19. 1 Ioan 4 cu 19. Știm toți versetul? Știm 1 Ioan 4 cu 19 și toți odată. 2, 3. Și noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Ascultați, tema de astăzi o să-ți bată firea ta măr. Exact cum bat 5 polițiști, cum îl bat pe unul și îl fac jos acolo măr, firea ta, lasă-ți-o, dă voie cuvântului Domnului să o bată măr. Măr. Și te duci acasă duhovnicesc. Noi l-am iubit, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Hai să repetăm toți odată, așa, ascultați, repetăm așa. Noi îl iubim, nu pentru că noi, ci pentru că El. Și asta smerește firea ta. Ce e acolo, frate? Vă rugăm, tații. Noi îl iubim,
Nu pentru că noi, ci pentru că El. Două, trei, repetăm tare. Noi îl iubim, nu pentru că noi, ci pentru că El. Așa spune versetul. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Așa că să nu am tot mare iubitor. Hei, dar eu m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Asta eu îl iubesc. Cum îl iubesc eu pe Dumnezeu? Smerește-te, fire. Tu îl iubești pentru că El. Pentru că dacă nu El, tu îl urai. Tu îl iubești pentru că El te-a iubit. Întâi. A doilea lucru. Ascultă atent. Om care trăiește firea păcătoasă, tu n-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu. Tu-L iubești pentru că El te-a iubit. Dacă El nu te-ar fi iubit, tu idei n-aveai ce înseamnă să iubești și încă să iubești pe Dumnezeu. A doilea lucru care bate în firea cu a doua palmă, asta e Matei 1:21. Matei 1:21. Ascultați. Îngerul îi spune lui Maria. Sau cui îi spune? Lui Iosif. Lui Iosif îi spune. 1:21. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Pentru că El va mântui. Repetăm toți odată. Sunt mântuit nu pentru că El, ci pentru că El. Două, trei, tare. Sunt mântuit nu pentru că El, ci pentru că El. Ne oprim. Smerenie, vă rog. Când te întâlnești cu om, cu un om pișat pe el, beat, nu umbla ca un cocon înaintea lui, tu cu familia ta organizată, pentru că tu dacă ești mântuit, nu pentru că tu ești mântuit, ci pentru că El smerește-te. Și când te apropii de alcoolist, nu-i spui, bă, uite-mă la tine ce arăți, măi, uite ce ai ajuns tu. Și arăți când tu ai tricou alb și cu soția ta, îmbrăcat cu vincios. Uite la tine, dacă ești mai nu ți-e rușine, da. Ascultă atent! Tu vrei Dumnezeu să vă schimbi cu locurile? Dacă ești mântuit, nu pentru că tu, ci pentru că El. Și tu te apropii de alcoolist și îi spui așa, ascultă-te! Eu meritam mai rău ca tine. Astăzi sunt mântuit, tu poate te uiți cu invidie la mine de jos. Și mă vezi curat. Eu sunt mântuit nu pentru că eu. Că dacă ar fi după mine, m-aș mântui pe mine, soacră mea, copii, și numai noi am intrat în cer. Eu sunt mântuit pentru că El, și atunci, uite, te sfatui pe tine, pentru că El m-a mântuit pe mine, El te poate mântui și pe tine, fă ca în viața ta să fie pentru că El. Fă ca în viața ta să fie El. Ai șansa și tu. De atâta, fraților, nimeni să nu se socoată mai pocăit ca altul. Nimeni să nu se socoată mai credincios ca altul. Dar dau un sfat. Pentru că tu luni, marți, miercuri, joi, ești cel mai credincios din adunare. Dar vine, ai făcut o gafă care nu știe nimeni. Tu sâmbătă, duminică, ești cel mai tare sfătuitor. Ești gata să predici pe stadioane. Sâmbătă și duminică. Dar luni ai făcut o gafă și nu știi nimeni. Și nu spui la nimeni. Dar totuși, tu ești mântuit. Interesant. Cum ești tu mântuit? Smerește-ți firea și toată viața să spui nu pentru că El, ci pentru că El. Amin? Amin. Sunt mântuit nu pentru că eu m-am mântuit. El m-a mântuit. Eu doar ce am făcut, am făcut și un păsușor mic și am venit la El. Dar eu sunt mântuit pentru că El. De atâta te apropii de cel mai murdar, cel mai bălos, cel mai grețos și spui, ascultă, nu pentru că El, ci pentru că El. Primește-L pe El. Fraților, la joburi,
Noi putem avea diferite poziții. Unul lucrează medic, foarte înalt. Altul lucrează căruțaș, foarte jos, sau măturător de străzi. Dacă nu-i vorba de mântuire, Iisus spune, toți sunteți frați, nimeni nu-i mai tare unul ca altul. Toți sunteți unul, frați. Pentru că nu pentru că voi, ci pentru că El. A treilea lucru, Apocalipsa 17, de la 12 la... A treia palmă. Apocalipsa 17, de la 12 la 14. Apocalipsa 17, de la 12 la 14. Aici spune așa, cele 10 coarne. Cele 10 coarne. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăție, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas, împreună cu fiara, cu diavolul. Împărații ăștia 10 vor primi împărăție și împreună cu diavolul vor lupta. Toți au același gând și dau fiare puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul. Cu cine? Cu Iisus. Ei se vor război cu mielul. Dar mielul îi va birui pe cei care lucrează cu diavolul. Mielul îi va birui. Spune așa. Pentru că El este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați din 2017 la cea două hit, aleși și credincioși care sunt cu El de asemenea îi voi birui. Îi vor birui. Vreau să repet o dată cu mine. Sunt biruitor. Nu pentru că El, ci pentru că El. Amin? De multe ori diavolul atacă familia ta. O atacă, tare o atacă. Și tu birui. Ești. A doua zi se naște zi nouă. Tu ești biruitor. Ai biruit nu pentru că ești înțelept tu, ci pentru că El. Repetăm. Sunt biruitor. Două, trei. Sunt biruitor. Nu pentru că El. Uitați-vă atent la versetul 12, la versetul 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Și uitați-vă la cuvintele astea. Pentru că El. Mielul îi va birui pentru că El. Și acei care sunt cu mielul vor birui și ei. Dar cum? De ce? Pentru că El. Ține minte asta toată viața. Când poți să-i oferi o zi fericită o soția ta, însă, o zi fericită, o duci pe palme, îi faci ceai, îi aduci un ceai la pat. Bărbațe? Îi duci un ceai la pat, cu patieu, ce îi place ei? Ea nici nu s-așteaptă. Ei făcut o zi fericită, ei îi vine să-și întindă aripile, să dea ei plapă la pat și să înceapă zbura prin casă, fericită. Și atunci ea o să zică, ești cel mai minunat soț. Vină în inima ta cu cuvintele. Nu pentru că eu. Pentru că dacă ar fi după mine, tu știi, eu blidile nu le-aș spăla în veci. Numai, nu vreau să te apropii după predica de azi de soția, dar să-i spui, nu pentru că eu, ci pentru că eu. Spune, înțeleg. Ei vor birui, noi suntem biruitori pentru că El. Ioan 8 cu 36. Ioan 8 cu 36. Da, asta e toată tema de azi. Dacă cineva s-a întrebat în mintea lui, asta e tot? Da. Despre asta vorbim azi. Numai despre asta. Ioan 8 cu 36. Vreau să văd câțiva bărbați care să spună de ce fel de pace mi-a eliberat Domnul. Eu încep cu mine. Eu am fost curvar, mare curvar. Eu am fost mincinos.
Am fost mândru. Și am fost șmecher. Numai că eram șmecher ascuns. Nu văzut ca alții. Cine mai sunt bărbați sau femei care pot recunoaște? Din ce parte mi-a scos Domnul? Hai, încă o dată, recunoaște. Valeriu, numește patima pe nume. Fumat, curvit. Așa. Fraților, recunoașteți, mai este cineva? Dima. Prost, mândru. Prost, mă, prost, măi, nimeni nu recunoaște. Da, proștere. Este vreo patima în care Domnul te-a scos? Ioan? Da. Ia numește pe fel. Furat. Furat. Așa. Te-a scos Domnul? Da. Ascultă-te. Noi astăzi suntem toți transformați. Nu pentru că noi. Citim versetul Ioan 8:36. Două, trei, citim tare. Și, deci, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Amin. Stai. Deci nu eu pot elibera oameni. Dacă eu sunt liber de ceva astăzi, nu-i pentru că eu, ci pentru că eu. Fraților, noi știm acum, fratele Marcel a fost hoț, nu de buzunare, da, Marcel? Era hoț meseriaș, cu mulți hoți nici n-au visat, sau nu m-au visat să fie. Și el ne-a citit nou un verset azi în față. Marcel astăzi e schimbat. Niciun prostuț n-ar lăsa hoția care a lăsat-o Marcel. El a putut să se lasă de ea pentru că el l-a făcut slobot. Amin, frate? Amin. De atâta, Marcel, tu poți să spui astăzi în inima ta că tu ai fost slobozit de Domnul Iisus. Amin? Hai să, hai împreună să spunem așa cuvinte. Sunt slobot, nu pentru că eu, ci pentru că el. Și sunt slobot, nu pentru că eu, ci pentru că el. Amin? Amin? Încă o dată, pentru cei care încă nu slobos, ca să se încurajeze la slobozie, la slobozia, sau slobozie din Italia. Hai, două, trei, încă o dată. Sunt slobos. Nu pentru că eu. Mie îmi spune un om la Moldova, uite, îți mă las de fumat, uite, sunt cer, uite, îți mă las de fumat. Și o să scap. Și după asta vin la adunare și mă pocăiesc și stau cu voi. Eu zic, ascultă-te. Tu nu poți să te lași de fumat. Dar și eu am un unchi care s-a lăsat. Lumea s-a lăsat 10 ani nu fumat. Peste 10 va fuma ea. Și peste 20 ea. Uite, să scăp de curvii și după asta vin la biserică. Ascultă-te! Nu scap de curvii. Scap numai dacă vii la Fiul. Pentru că Biblia spune, dacă Fiul vă face slobos, atunci cu adevărat suntem slobos. Sunt slobos nu pentru că eu, ci pentru că El. Două, trei. Sunt slobos nu pentru că El, ci pentru că El. Firea ta și a mea are nevoie să recite asta în glas astăzi. Ca să fie înjosită firea noastră, orice om să fie găsit mincinos și Dumnezeu să fie găsit drept, vrednic de laudă. Amin? Fraților, următorul verset, hai să deschidem împreună la Romani 14:4. Romani 14:4. Cine ești tu? Pavel spune. Cine ești tu? Cine ești tu? No, cineva nu a înțeles cum începe versetul. Auzi? Frate și soră, cine ești tu ca să judeci, care judeci pe robul altul? Dacă stă în picioare sau cade, nu-i treaba ta. E treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Ne oprim aici. Fraților, medicăm numai câte unul. Fraților, vreau să ridicați mâna. Noi stăm astăzi în picioare. Stăm sau nu? Vorbesc de duhovnicești. Duhovnicești.
Suntem în picioare sau suntem la pământ? Suntem în picioare. Repetăm toți odată. Stau în picioare, nu pentru că eu. Și pentru că două, trei și stau în picioare, nu pentru că eu, ci pentru că eu. Perechii astea deja vin la altar. Dragi părinți, vă rog educație și după aia, peste 20 de ani. În momentul că ei deja sunt diavolul, da? Auzi? Stau în picioare nu pentru că eu, ci pentru că eu. Cum procedez cu un frate căzut care a căzut în curvie? Cum procedez cu un frate care a pus mână și a furat după ce a trăit 10 ani de pocăință? Cum procedez cu un om care, fraților, s-a mândrit? S-a mândrit. A căzut. Viața lui e varză. Cum procedezi tu care stai în picioare? Vii la dânsul și spui, uite băi la ce viață te-a ajuns, dacă așa îți trebuie. Că vezi dacă te-ai lepădat de Domnul. Apostol Pavel zice, ce? Cine ești tu care judeci pe altul? Dacă stă sau cade, nu-i treaba ta, e treaba stăpânului său. Eu stau în picioare, tu stai în picioare nu pentru că tu, dar, ci pentru că eu. Amin? De atât aproape-te smerit, spune frate, cu ce aș putea să te ridic? Pentru că s-ar putea mâine sau peste 5 ani eu, marele învățător, să cad într-un păcat care nimeni nu s-a așteptat. Și vreau tu să vii la mine să mă ridici. Pentru că eu știu, frate, că dacă stau sau cad, nu pentru că eu, ci pentru că eu. Stai. Poate Dumnezeu îngădui ca omul să cadă? Poate sau nu? Da. Știți când? Când se mândrește. Dumnezeu îngăduie să cadă. Și dacă îl vezi pe un frate că a căzut, îl știi mândru tare și a căzut, să știi, nu pentru că el, ci pentru că Domnul s-a dat la o parte și a zis, caz, că văd că ești meseriaș la altă. Caz. De atât, dacă vezi un frate căzut, chiar dacă Domnul l-a lăsat să cadă, l-a îngăduit să cadă, apropie-te de el cu smerenie, nu vine mândru și zic, cine e ăsta de îndemn? Ăsta, da, cine mă da, mă? Tu smerește, vine la el să spune, ascult. Eu azi sunt picioare, tu ești căzut. Dar și tu și eu, cum suntem azi, nu pentru că noi, ci pentru că eu. Așa că tot la el vin și zic, Doamne, ridică. Și după ce te va ridica, spune, Doamne, stau ridicat pentru că tu. Amin? Și că aici tu ție să-ți vină să-i dai toată slava lui. Tu îi să uiți de tine, de firea ta, de îndemnurile firii tale, tu îi să uiți. O bați firea ta. Așa e. Fapte 14:27. Fapte 14:27. După tema asta nu-ți mai vine să ții tare cu nimic. Numai cu că-l cunoști pe Domnul. Să te lauzi că-l cunoști pe el. Numai cu asta. 14. Fapte 14:27. După venirea lor, a cui? A lui Pavel și a lui Barnaba. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit cât de mari predicatori sunt ei. Au istorisit ce talent au ei ca și apostoli. Nu-i scris așa. E scris. Au istorisit ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Apostolul Pavel, care nici Billy Graham nu se apropie la picioarele lui, care nici mare predicator de stadioane nu-i pui alături cu Pavel. Pavel spune așa. Fraților,
Padre nu vine și spune asta, eu, cu înțelepciunea mea, am împins acolo patru versete, acolo am dat șapte, le-am arătat la toți, ce de pocăită și eu, și cât de tare știu eu Biblia. Nu, Pavel vine smerit și spune, fraților, vreți să vă povestim ce a făcut Domnul prin noi? Așa că Pavel, dacă și s-au pocăit prin tine Antiohia, Pisidiei, nu pentru că Pavel, ci pentru că el. Amin? Pavel doar a dus, dar credința a lucrat-o Dumnezeu prin Pavel a dus-o la alții. Ascultă-te, tu ai avut vreodată în viață așa când ai spus cuiva despre Iisus și după tu te-ai șocat de tine, ce putere ți-a dat Dumnezeu să vorbești? Ai avut vreodată? Ai avut? Tu ai vorbit și îți veneau cuvinte și îți veneau. Și îți venea să nu-l mai lași pe omul ăla. Îi vorbești. Și după asta, riscul, vine o mândrie și spune, pentru că tu ești înțelept. Pavel zice, nu pentru că noi, frate. Noi vrem să vă povestim nu cum noi evanghelizăm. Vrem să vă povestim cum Dumnezeu prin noi cheamă la credință. Dacă noi am vorbit, dacă Vasile a vorbit astăzi aici, nu pentru că el, ci pentru că el. Nu pentru că Vasile, ci pentru că Dumnezeu. Ioan 14, versetul 2 și 3. Ioan 14, 2 și 3. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și mă voi sfătui cu voi ce părere aveți, să vă iau sau nu vă iau. Voi vedea dacă meritați sau nu meritați. Mă voi sfătui cu alți arhangeli să văd ce părere au ei. Nu, aici spune așa. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Așa că, frați și surori, eu voi învia și voi merge în cer, nu pentru că eu, și pentru că El m-a valuat. Spune așa, eu voi învia, nu pentru că eu, ci pentru că El. Două, trei, și eu voi învia, nu pentru că eu, ci pentru că eu. Fraților, din palmele care le-am dat acum firii păcătoase, spuneți-mi, vă rog, mai ai cu ce te lauda? Credinciosule, ai cu ce să te lauzi tu? Da. Tu propovăduiești, cu Domnul, da. Dacă cu alte lucruri, tu cu crucea Lui poți. Dacă cu alte lucruri, că mă rog, tu ai spus că ai propovăduit, că ai contat, că ai spus, că ai dres. Nu! De atâta ajungem smeriți să spunem ce spun îngeri în cer. Citim, deschidem toți ultimul verset la Apocalipsa, capitolul 5. Apocalipsa 5. Apocalipsa 5, cu versetul 9. Repetăm toți odată. Eu nu sunt vrednic. El e vrednic. Două, trei. Eu nu sunt vrednic. El e vrednic. Citim de la cuvântul vrednic. Din versetul 9 de la cuvântul vrednic. Și vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecetea, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Fraților, versetul 13, duceți-vă la jumătate versetului. Acelui. Vedeți acolo? Acelui. De la cuvântul acelui, tu care ai firea smerită astăzi, citește cu tot bagajul care l-ai auzit astăzi, citește smerit cuvintele astea. De la acelui. Și acelui, ce șar de scaunul de domnie și al meu, să fie tare
cinste, veci veci. Amin. Du-te la versetul 12. Înapoi. Citește tare. Și, două, trei. Ei ziceau cu glas tare. Tare. Care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slavă și laudă. Amin. Amin. Frate, uite atent la versetul 12. Vezi cuvântul putere. Uite, uite cu ochii pe cuvântul putere. Tu ai putere, frate și sor, sincer, tu ai putere. Dumnezeu ți-a dat putere. Ai putere pentru ca El. Uite la următor. Tu ai bogății. Frate, ai sau nu? Ai bogății. Nu pentru că tu, ci pentru că El. Tu ai înțelepciune, da sau nu? Tu ai Biblie. Tu ai înțelepciune, nu pentru că tu, ci pentru că El. Tărie tu ai, tu ești tare. Tu ai observat de câte ori ai ieșit din multe găuri. Pentru că Dumnezeu ți-a dat tărie. Ești tare nu pentru că tu, ci pentru că El. Auzi? Cinste. Nu căuta mai multe decât Dumnezeu îngăduie să o ai. Dacă ai vreun pic de cinste și oamenii te cinstesc, nu pentru că tu ești mare filozof în a vă răspunde, ci pentru că El îngăduie să ai cinste. Slavă, nici vorba, aici nici Doamne, nu ne băgăm. Slavă-i toată ta. Amin. Și laudă. Cu ce te-ai laudat? Ți-a ridicat salariul? Ți-ai cumpărat machita? Cu ce te-ai laudat? Te-a pus supervisor la șantier? Tu cu asta te laudă. Auzi? Dar și dacă te-a pus, nu pentru că tu, ci pentru că El. Amin? Fraților, și cu asta închei. Un chinez foarte, foarte, foarte sărac. Un chinez credincios. Vine un boier la el și îi aduce o căruță, cum era pe vremuri, cu haine, cu mâncare și îi spune că boierul cu mâinile după burtă, așa ca un bulebaș, zice, zice, mai creștine, ai fi tu creștin, dar eu vreau să-ți dau de la mine mâncare și niște haine, să ai tu și familia ta, că văd că tare greu mai duci. Chinezul spune, boiere, stai pe loc. Spune lângă boier, spune, Doamne, îți mulțumesc că te-ai folosit de boierul ăsta. Boierul zice, ce ai zis? Asta eu. Chinezul zice, nu pentru că tu eu am asta. Tu mi-ai adus căruța cu haine și mâncare, nu pentru că tu, ci pentru că El. Amin. Pentru că El, dacă vrea, te atinge așa că îmi dai toată casa ta mâine, dacă El vrea. Și mi-o dai de bună voie și îmi scrii și actele pe mine, dacă El vrea. Uf, s-a supărat boierul, mă, eu mă chinu, eu îi dau și la urmă El îi dă slavă la altul. I-a adus boierul a doua oară, i-a adus iar mâncare, zice, băi, repede ți le-am dat, bagă căruța asta în ogradă. Creștinul spune, dacă fugi de lângă poartă, eu arunc căruța în drum. Tu trebuie să te oprești câteva minute. Boier, ăsta vine și îi spune, lângă tine, cât stau, repede. Tu te grăbești, da? Eu repede. Doamne, îți mulțumesc că iar te-ai folosit de el. Ăsta era gelosul. Eu vreau, frate și soră, să știi toată viața. Nu pentru că el, ci pentru că El. Și dacă îi străiești așa toată viața, cel mai adevărat pocăit, cel mai adevărat creștin. Amin? Asta a fost cuvântul Domnului de astăzi. Repetăm toți odată cuvântul temei noastre de astăzi și după asta ne ridicăm să ne rugăm, să-i mulțumim. Dacă am ce am și sunt ce sunt, nu pentru că eu, și pentru că eu. Amin? Și nu o să mai cârtiești niciodată. Dar de ce ăla are mai mult? Dar de ce ăla are mai puțin? Tu ai cât ai tu și cât trebuie să ai tu. Și nimic mai mult. Dacă va trebui un pic de maioneză adăugat, Domnul are grijă de asta. Și dacă va veni în casă ta un pic de maioneză, nu pentru că tu, ci pentru că el. Amin? Repetăm împreună. Dacă am ce am
Repet-o de mine. Dacă am ce am. Dacă știu ce știu. Dacă sunt ce sunt. Nu pentru că eu. Nu pentru că eu. Ci pentru că eu. Amin. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului.